La noastră cine închide lumina? Dacă e atâtea lucruri disponibile. O să mă angajez să sting lumina. Însă lucrurile sunt puțin mai serioase. Evident că se pune accent în toată această perioadă pe plecări și primiri în alte partide. Din nefericire, așa cum ați întrebat, un astfel de comportament dezamăgește electoratul, îi dezamăgește pe cei care urmăresc clasa politică, nu ne face cinste, dar în același timp să știți că am înțelegere pentru cei care aleg să-și schimbe opțiunea politică pentru că au nemulțumiri, pentru că nu sunt ascultați, nu sunt susținuți pe proiecte politice. Nu am nicio înțelegere însă și nici, să spunem, nicio altă formă de solidaritate cu cei care astăzi sunt într-un partid, se află într-o dispută, adversitate politică cu alte partide și mâine se simt confortabil în locul pe care și-l aleg. Doamna, este evident că fac aceste gesturi. Știți că ați avut un caz în partidele noastre cu unul care la unul plecase, la doua a plecat, la trei a plecat din nou. Este evident că aceste gesturi nu sunt din convingere politică. Evident că sunt din calcule pur electorale. Așa cum spunea domnul Pop, sondajele arată că USL-ul acum este mai bine cotat. PDL-ul, cu toate că n-a mai scăzut în ultima perioadă, n-a obținut acea revigorare pe care ne-am fi dorit-o ca membrii de partid care muncesc pentru acest partid. Însă, cu toate acestea, plecările doar pentru că obții diferite garanții sau promisiuni nu au o justificare demnă. O justificare care să nu te facă să-ți pleci privirea atunci când te întâlnești cu alte persoane. Vom avea câteva explicații imediat, să salutăm în studiu.